Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat a început luni pe 22 martie cu proba scrisă la limba și literatura română. Marți este programată proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la limba și literatura maternă, este programată joi. În acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate măsurile de prevenire și protecție, de la măsurarea temperaturii, asigurarea materialelor și echipamentelor de protecție, curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs, păstrarea distanței în toate spațiile, inclusiv în bănci, și afișarea circuitelor. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete. De asemenea, elevii au fost informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de manuale, dicționare, notițe, însemnări, dar și cu telefoane mobile sau alte dispozitive electronice, cu riscul de a fi eliminați dacă se găsesc asupra lor. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.